Fraților, astăzi, cu ajutorul celor de la OTP Bank, vom vorbi despre români și televiziune în anii 90. Cu mult înainte să apară YouTube-ul, înainte de rețelele sociale, de Facebook, Instagram, Twitter sau TikTok, oamenii obișnuiau să se uite la televizor. Poate mai aveți dumneavoastră prin casă așa ceva sau știți cum e. Sau poate ați văzut la părinți, bunici sau străbunici. Cum devii Dumnezeu la români? Apari la televizor. Televiziunea era maximul de recunoaștere socială în România anilor 90. Să apar la televizor însemna că gata, ești Dumnezeu, ce să mai. Uneori, o singură apariție la emisiunea potrivită era suficient să-ți schimbe viața. Ca să înțelegeți de ce, trebuie să înțelegeți de la ce ni se trage. Așa că o să mergem un pic înapoi, adică până în anii 80. În România, anii 80 au fost groaznici. Comunismul dăduse faliment. În case era frig. La alimentară nu mai găseai de niciunele. Se făcea foamea. Și mai era peste tot și frica. Te toarnă unul una la securitate și cine știe ce sunt în stare ăștia să-ți facă. Ceaușescu voia să nu mai aibă țara datorii externe. Așa că, hei, rup, hai să le plătim pe toate. Colaps. Viețuia e așa de la o zi la alta. Orizontul era întunecat. Părea că vine sfârșitul lumii. Dar n-a venit sfârșitul lumii, dar a venit al lumii comuniste. În a doua jumătate a anilor 80 a început să bată vântul schimbării, așa cum ne cânta Scorpions, și în partea asta de lume, dincoace de cortina de fier. A venit Gorbaciov la Moscova, a fost și necazul cu Cernobâlul, a ajuns papă un est-european, polonezul Carol Wojtyla, mai cunoscut sub numele de Papa Ioan Paul al II-lea, sovieticii au pierdut cursa în armărilor cu americanii, comunismul a dat faliment moral și economic și până la urmă s-a prăbușit, slash, a fost dărâmat în Europa, inclusiv în România, ultima înaintea Uniunii Sovietice, dar chiar și așa. S-a întâmplat Revoluția din decembrie 1989 și s-a terminat și cu ceaușeștii. Deși toate păreau bune și frumoase, nu puteau să nu lase și urme adânci. Traumele din anii 80. În ultimii ani din deceniu acela a fost cel mai rău. Dacă îl întrebi pe românul mediu statistic, faptul că nu mai avea program la televizor, iar când avea, vedea doar mărețele realizări ale Partidului Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pare să fi fost una dintre cele mai adânci traume. Asta și faptul că nu se găseau citrice în comerț. Românii tângeau nu atât după drepturi și libertăți, cât după televizoare, ideal color, în care să vadă diferite programe și să aibă portocale să pună pe masă. De fapt, fix asta am primit în tranziție. Pe scurt, acei ani de final ai comunismului i-au marcat profund pe români, de unde apetitul deosebit pentru consumul de emisiuni televizate și consum în general. Suntem primii în Europa la consumul de ore pe cap de locuitor. Aici nu ne bate nimeni. Ne place să stăm și să ne uităm la televizor. E, cum s-ar spune, viața noastră. Mai ales că am fost privați de dânsa acum 40 de ani. Și chiar dacă suntem născuți mai recent, tot simțim lipsa asta. Traumă transgenerațională se numește. Tocmai de aceea merită să trecem printr-un scurt istoric al televiziunii pe tărâm Carpato-Danubiano-Pontic. Așa, televiziunea ca atare în România a apărut încă de la sfârșitul anului 1956. Nu stăteam chiar rău. Eram în rândul lumii, dar puțini aveau acces să vadă. Un an mai târziu au apărut emisiunile de știri, iar peste 2 ani televiziunea publică, desigur, avea doar 1000 de abonați. În 1965 avea deja 500.000, iar 3 ani mai târziu avea deja 700 de angajați. Numărul gigantic de angajați e un obicei pe care televiziunea publică și l-a păstrat până în ziua de astăzi. Tot în 1968 a început să emită și un al doilea program, se intra tot mai hotărât în modernitate. Iar din 1970, gata, noul sediu, modern, frumos, în dorobanți. Televiziunea era construită după modelul englezesc, BBC. Erau peste 1 milion de abonați. În 1983, chiar pe 23 august de ziua națională, așa era atunci, a început transmisiunea color zilnică. Doar că 2 ani mai târziu, pe fondul penuriei generale din Republica Socialistă România, programul a fost redus la 2 ore pe zi. În 1988 s-a mai băgat o oră, de acum 3 ore. Lux! Să te tot uiți la Ceaușești și la realizări, dar adevărata putere a televiziunii românești nu s-a văzut până la Revoluție, când tot poporul a putut vedea în direct cum cade comunismul.
a fost prima revoluție românească televizată. Cei care aveau să preia puterea, în frunte cu Ion Iliescu, au mers prima dată la televiziune și de acolo, din televizoare, li s-au adresat românilor, care s-au bucurat că a venit cineva să-i conducă. Cineva care nu era Ceaușescu, măcar. S-a manipulat îngrozitor în timpul revoluției din studiourile televiziunii. S-au chemat oameni în stradă, unde în talmeș-balmeșul revoluționar și-au pierdut viața peste 1000 de cetățeni. Se îmbulzeau românii să vină măcar în curtea televiziunii. Aduceau și ei ce aveau pe acasă, în special cârnați, că tocmai trecuse Ignatul. În studiouri, crainicii care până de ună zi prezentau la Actualități, adică emisiunea de știri, producții record la hectar, mințind cu nerușinare și făcând o propagandă deșanțată regimului, erau de acum post-stindardele televiziunii române libere, ca al de Teodor Brateș. În zilele alea, postul se numea Televiziunea Română Liberă. Denumirea n-a rezistat. Și nici ideea de libertate n-a ținut prea mult, căci imediat televiziunea publică a trecut integral cu arme și bagaje în slujba noii puteri. Cenzura lui Ceaușescu, care nu ocolea audiovizualul, ba dimpotrivă acolo era super strictă, nu mai exista. Dar existau vechile deprinderi, așa că regimul Iliescu a avut în televiziune un aliat de nădejde. Manipulările ca la carte au continuat în timpul fenomenului Piața Universității, de pildă. Oamenii din piață erau prezentați seară de seară ca fiind niște derbedei puși pe rele, care destabilizau țara noastră, dorindu-i rău. Niște golani, cum a sintetizat Iliescu însuși. Niște golani numai buni să fie bătuți de mineri, ceea ce s-a și întâmplat. V-am mai povestit despre mineriada din 13-15 iunie și vă vom mai povesti. Bucuria libertății de expresie și antenele parabolice. Una peste alta, situația în peisajul mass media era dezolantă, dar se câștigase libertate de expresie, iar românii au început să se bucure de ea într-un ritm amețitor. Schimbarea s-a simțit mai ales în presa scrisă, unde gazetele apăreau peste noapte, din ce în ce mai curajoase în a explora noua societate ieșită din comunism și trecută printr-o revoluție sângeroasă. Abia în 1991 a apărut primul canal privat de televiziune din România. Rețineți aceste litere, SOTI, SOTI. Era un acronim, venea de la Societatea pentru Organizarea unei Televiziuni Independente. O televiziune independentă care se dorea o alternativă la televiziunea publică, deținută de stat și aflată sub controlul puterii politice. A fost un pas înainte. Să nu credeți însă că, gata, deschideai televizorul și vedeai SOTI. Nu! Trebuia să se facă noapte, avea voie să emită doar după ora 23, pe frecvențele TVR2. Și nici măcar TVR2 nu emitea așa non-stop, ci doar între orele 16 și 23. În aceste condiții, românii se uitau tot la TVR1. La ce să se uite? Măcar dispăruse cultul personalității lui Ceaușescu. Dar mai era ceva. Bișnițarii tranziției dăduseră lovitura cu electrocasnice. Se cumpărau de toate, cum v-am mai povestit, și au început să se cumpere și televizoare color, visul obzecist al românului. Au funcționat într-o vreme și televizoarele parțial color românești de ale noastre. George Copos e unul dintre cei care s-au îmbogățit importând televizoare cu telecomandă cu tot. Sau George Pădure, de la GEPA Electro Center, care avea frumosul slogan "Un pic mai bine pentru dumneavoastră". Și chiar era un pic mai bine pentru români. Mai ales că mulți începuseră să cumpere și antene parabolice. Le puneau pe bloc sau pe balcoane și cu ajutorul unui aparat misterios numit receiver, gata, prindeau posturi străine. Mai ales din Germania și Italia. Era o nebunie. La televizor puteai să vezi de acum femei despuiate. Se strângeau vecinii să se holbeze. Orele de culcare ale copiilor au scăzut la începutul tranziției să nu vadă și ei depravarea din Occident. Iată, atât era de decadent. Antena Tele7 Pro. Da, tot n-aveam și noi televiziuni ca în străinătate și am continuat să nu avem mulți ani. Abia în 1993 a apărut Antena 1. Post controlat de Dan Voiculescu, emanat și el din rândul securiștilor cu contacte în străinătate. Un an mai târziu, românii au mai fost răsfățați cu un canal de televiziune, faimosul Tele7 ABC. Aici au făcut ei cunoștință cu Teo și Mircea. Teo Trandafir și Mircea Badea. Mircea Badea, care în anii 90 a intrat în mentalul colectiv efectuând șpagatul între două scaune, un gest frumos, dar inutil.
Făcea ca Van Damme, iar românii se întrebau dacă Bruce Lee îl bate pe Van Damme. Așa se trăia pe atunci. Dar nici Tele7 ABC n-a făcut nicio revoluție, deși aici s-a dat concertul lui Michael Jackson, al doilea, bine, nu live, dar chiar și așa, tot s-a apreciat. Erau anii aceia tulburi, grei, 1992-1996, stagnarea, Văcăroiu, Iliescu nu mai era salvatorul națiunii. Erau necazuri. Dar măcar exista Tele7 ABC. Să vizionezi și tu formația vocală Cimitirul Belu, autoarea șlagărului Pe nedrept uitat cu foamea în gât. Căutați Cimitirul Belu cu foamea în gât după clipul ăsta. Fiți îngăduitori, hip-hopul era și el la început. Iar la acel început, tataie de la Mafia, căruia acum mi se spune pe bună dreptate Tata Vlad, își spunea Mr. Juice. Erau alte vremuri și oricum Mafia a fost de la mare distanță trupa cea mai influentă și în definitiv cea mai bună din rapul nostru, cel de toate zilele în anii 90, cum probabil că e și astăzi. Iar românii, cu antenele parabolice pe blocuri, cu Cimitirul Belu pe micile ecrane, cu generația de aur la fotbal, tot nemulțumiți erau. Intrase în ei fiorul revoluționar și voiau o revoluție și în mass media, mai ales că se și impunea. Și s-a făcut 1 decembrie 1995. Bună seara, România! Bună seara, București! A apărut ProTV-ul. Andreea Esca, mai lucrase ea și la Soti, dar cine se mai uita la Soti, a salutat poporul și a început distracția. Așa da, filme americane, aproape la zi, emisiuni moderne, ca în străinătate. Au avut românii o vorbă la începutul anilor 90 și o redăm în tocmai. Ce-ai mă? Te uiți ca la mașini străine? Așa chiar se uitau acum, ca la mașini străine, când a apărut ProTV-ul. Se mișca țara, se mergea către Occident, era altceva. Chiar și Brucan, bătrânul stalinist vag reformat și cu rol hotărător la Revoluție, apărea pe post să ne facă profeții despre trecut. A zis Brucan de la început, din anii 90, că o să avem nevoie de 20 de ani ca să învățăm democrația. A exagerat, n-am învățat-o nici până în ziua de azi. Era epoca emisiunilor concurs, cu mereu tânărul Mihai Călin. Știi și câștigi, riști și câștigi, ca în America, v-am spus. Bine, românii deja se dedulciseră la asemenea activități, privitul în scop recreativ, dar și ca să afle lucruri noi, încă de pe vremea Robingo-ului, prezentat de mereu tânărul Horia Brenciu la televiziunea publică. Să nu spuneți că n-a făcut și televiziunea publică nimic. A făcut. Mai era și Ceaiul de la ora 5, cu mereu tânăra Marina Almășan. A mai fost și emisiunea Feriți-vă de măgăruși. Pentru copii, e adevărat. Au fost câteva hituri, de la egal la egal amical și, desigur, Teleenciclopedia, cea mai longevivă emisiune din grila postului public și, dacă ne întrebați pe noi, și cea mai reușită. Dar ProTV-ul era altceva. Dădea filme cu Bruce Willis și unde mai pui că bătea briza libertății redescoperite. Venea America mai aproape. ProTV, condus de Adrian Sârbu, ulterior certat cu legea și în 90 apropiat al noii puteri și contestatar al fenomenului piața universității, nu era televiziunea lui Iliescu. Și asta deja era spectaculos. Media și schimbarea în vie. Pe lângă toate astea, apăruse și o nouă generație de vedete. Schimbarea din 1996 s-a produs și în urma unei revolte în mass media. Ziarul Evenimentul Zilei, care avea pe atunci un tiraj uluitor, dădea Iliescu și ai lui ca în hoții de cai. Și asta a contat. Românii au votat schimbarea în bine, Convenția Democrată și Emil Constantinescu. N-a venit ea schimbarea în bine chiar peste noapte, dar țara a mers împleticit și totuși a mers spre vest. Ca să nu mai zicem că se mai prăbușise și Uniunea Sovietică în 1991 și unde să se mai ducă la est. ProTV a scris, cum spun telecomentatorii, istorie în peisajul media autohton. Nu știm cum a fost la Bulgaria, așa că nu ne băgăm, să spunem. Ori fi avut și ei ProTV-ul lor bulgăresc. Nu cunoaștem, nu comparăm. Au apărut noi vedete mass media. S-a bătut monedă, o expresie frumoasă de pe vremuri, pe o nouă generație, generația pro, optimistă, pro-occidentală, gata să mute munții și să schimbe din temelii țara noastră îmbătrânită în rele. Și desigur, scopul principal al generației pro era totuși să facă profit pentru Sârbu. Și a făcut. Au apărut, spuneam, vedete noi, care au ajuns în doar câțiva ani la un grad de popularitate. Erau la fel de celebri ca îndrăgiții noștri actori care apăreau la revelioane,
Revelioanele erau preferatele românilor, fiindcă atunci se dădea frumos la televizor, se făceau glume, mai ales în epoca de aur a comunismului românesc, și anume în anii 70. Trebuie spus că revelioanele televizate sunt ele însele o mărturie vie, altă expresie frumoasă de pe vremuri, acum au arătat anii 90. Iată, de pildă, pentru gust, Revelionul teverist 1995. Minunat, nu? Și proul a impus nume noi, actorul Florin Călinescu, înaintea tuturor. Călinescu a ajuns în câțiva ani cel mai important om de pe sticlă, la paritate cu Esca, ea prezintă știrile la ProTV până în ziua de astăzi și legenda despre salariul său a continuat să crească. La sfârșitul anilor 90, Călinescu era atotputernicul în televiziunea românească. Făcea chestiunea zilei, seara, pe model american. Păi, dacă a venit și J.R. din Dallas la el în emisiune? Bine, avea treaba actorul cu pricina, Larry Hagman îl chema, prin țara noastră, ceva contracte de publicitate. Dar a venit la emisiune și și-a pus pe cap un clop maramureșean. Au fost momente deosebite, rămase în memoria afectivă a telespectatorilor. Între timp, Antena 1 s-a consolat cu frumoasa poziție secundă în clasamentul televiziunilor și a încercat să se mențină acolo. A încercat și ea să lupte cum a putut, propunând de pildă formatul Marius Tucă Show, cu gazetarul caracalean Marius Tucă în rolul principal. Purta și bretele ca o cunoscută gazdă de talk show-uri de peste ocean, dar tot nu puteai să lupți cu ProTV-ul. Pe lângă masivul Călinescu, mai erau și vârfuri ceva mai mici, dar care și-au cunoscut și ele gloria. Gianina Corondan sau George Vintilă, iar pe nișa emisiunilor pentru copii dominau categoric Marian Râlea, magicianul și Abraham Burica, astăzi o cunoaște sub numele de Dana Rocoz, ea însăși actriță. Ce să mai, se uitau românii la televizor cu drag, mai ales că la momentele alese de 1 decembrie, ziua României, dar și a ProTV-ului, se dădeau și premii în bani. Toate premiile extrase de prin urne cu mânuțele alea două de către domnul Florin Călinescu. Hop, apare și domnul Dan. Așa, n-ați uitat de Tele7 ABC. Să nu uitați că tot acolo l-ați putut admira, la începuturi, pe însuși domnul Dan. Domnul Dan Diaconescu, astăzi pedofilul probabil Dan Diaconescu, cel care mai târziu a făurit OTV-ul și a fost băgat într-un tomberon de unul dintre invitații săi. Domnul Dan Diaconescu, care în anii 2000 i-a răsfățat pe telespectatori cu multe scandaluri feliate mărunt-mărunt. Poate mai țineți minte cazul Elodia sau Nopțile fierbinți de vară, în care se bălăceau în direct și în exclusivitate Prigoană și Bahmuțeanca. Dar asta a fost mai încoace, după 2000. Apoi domnul Dan a intrat în politică, apoi firesc la pușcărie. A ieșit ultima oară, auzisem că se ocupă să facă o criptomonedă. Apoi, din nou, s-ar putea să fie pedofil. OTV-izarea însă a reușit. Toate televiziunile românești astăzi arată ca OTV-ul de pe vremuri, care emitea dintr-o garsonieră, dintr-un bloc de pe la Piața Romană. Stătea domnul Dan toată noaptea la emisiune. Mai adormeau și invitații pe la 5 dimineața, ce să facă și ei. Dar mâna la Tele7 ABC și-a făcut-o, ca să spunem așa. Între 1998 și 2000 a activat la această emblematică televiziune a tranziției românești. Mai țineți minte? Românii dormeau liniștiți pe atunci. FNI veghea pentru ei, adică urma să le bată vântul prin buzunare. Dar la televizor măcar erau scandaluri. Apetitul pentru crime, violuri, tâlhării. După 1995, după ProTV, a intrat cu adevărat în televizoarele îndrăgiților noștri compatrioți macabrul. Știrile de la ora 5 au scos la suprafață apetitul pentru violuri, crime, tâlhării, apetit reprimat vreme de zeci de ani în presa comunistă. Cine are curiozitatea, cum am avut noi să parcurgă arhivele ziarelor românești din ultimul secol și jumătate, va descoperi o diferență enormă între gazetele din interbelic și cele din comunism, care reflectau doar o latură cosmetizată a realității. Erau optimiste, pline de realizări, pe când în economia de piață, cât de cât funcțională, pe tarabe, se punea ce se vinde. Iar ce se vindea erau faptul divers, sexul, omorurile, nenorocirile. La fel ca acum. Televiziunea reflecta întocmai. Televiziunea comunistă era orientată către pozitiv. Televiziunea postcomunistă către comercialul facil. Iar comercialul facil era compus din sclipici și scandal. Și exact asta au primit românii. Sporturi noi, vorbitul până dimineață în televizor. Dar nici măcar asta nu era tot.
Sport. Cunoașteți subiectul. Cândva existau chiar știri despre sport care erau despre sport. După 1991 au apărut chiar la televiziunea publică formate noi, precum Repriza a treia, emisiune realizată de Ionel Stoica. Titlul îl dăduse chiar fostul președinte al TVR, Răzvan Teodorescu, academicianul. S-au uitat românii ce s-au uitat, dar nu era cu destui scandalagii. Așa că atunci când a apărut la ProTV Procesul Etapei, cu Ovidiu Ioan Ițoaia, după un format italian, românii au zis, da nene, așa da. Și se uitau până dimineața. Se fuma în studio. Era fum să-l tai cu cuțitul. Și pe acolo se pretindau toți îmbogățiții tranziției, care voiau și faimă pe lângă bani. Imediat aveau să vrea și putere politică. Alde Gheorghe Ștefan Pinalti de la Neamț, alde Sechelariu de la Bacău și tot așa. Erau toți acolo. Mai vedeau încă o dată caseta și discutau până la crăpatul zorilor despre fanta de lumină și despre dacă a fost sau nu a fost poziție în afară de joc în careul oaspeților și despre cât aveau salariu unul și altul pe lună și pe pământ. Era frumos. Audiențele erau record. Ovidiu Ioan Ițoaia a ajuns și el un star de televiziune. Oricine trecea pe la Pro se aureola cu acest statut. Devenea cunoscut. Seriale, telenovele, nebunii. Și tot nu era tot. Imediat după 1990, românii s-au dedulcit nu doar la blugi aduși de la turci și gumă turbo, tot de la turci, ci și la seriale. Erau de toate, inclusiv pentru tineret, precum Nemuritorul Beverly Hills sau Salvați de clopoțel, căruia moldovenii îi spuneau Izbăviți de tălâncuță. Așa s-a crescut în anii aceia. Se mai uitau românii la Bonanza și desigur la serialul Dallas, căruia încă nu îi trecuse faima. Și se mai uitau la Sclava Izaura, în timp ce dansau lambada. Sclava aceasta era o telenovelă braziliană care a devenit un fenomen național, cam ca muzica formației vocale instrumentale Albatros, cu care a fost contemporană. Cine voia să țină telespectatorul captiv, trebuia să dea telenovele. N-avea de ales. Și au fost câteva de mare succes. Cassandra, Văduva Leonela, Inimă sălbatică, vremuri frumoase pentru iubitorii genului. Apoi, înspre mileniul 3, au început și românii să le facă pe ale lor. N-au ieșit ele ca în Peru sau Venezuela, dar românii s-au uitat și la astea. Mai ales că reușiseră să atragă și mari actori de ai noștri, precum regretatul Gheorghe Dinică. Atuul ProTV era altul. Se dădeau seriale la modă. Se bucurau românii aproape în același timp cu americanii. Deveneam și noi contemporani cu restul lumii. Atunci s-au văzut și seriale care deja își cunoscuseră gloria, precum MASH sau Familia Bundy, dar și Seinfeld, care rula în America de dinainte de 90, iar la noi a ajuns în a doua jumătate a anilor 90. Dar era bine și așa. Ne plăcea să vedem. Apoi au zis românii să facă și un Seinfeld autohton și a ieșit serialul La Bloc. Dar țara? Cum era țara? Bun, presa scrisă duduia. Era deceniul ei de aur. La radio apăreau voci noi, grozave, nonconformiste, care făceau apologia libertății. S-a impus natural vocea lui Gheorghe, Andrei Gheorghe, Noapte Bună Națiune, care a venit la Constanța și a luat în stăpânire FM-ul românesc. Întâi la Pro FM, apoi a făcut și pasul către televiziune, devenind una dintre cele mai mari vedete din România în anii tranziției și una dintre nu foarte numeroasele care era mai mult decât imagine. Era deștept Gheorghe, nu era papagal. Dar țara, vă întrebați voi acum, cum era țara noastră? Hai să ne întoarcem înainte de apariția Pro, ca să ne uităm la dânsa. Țara era prinsă sărăcuța în tulburări sociale majore. Se stătea în stradă, erau greve. Se scanda, știm că osul este gros și e foarte greu de ros. Trag de el mulți nesătui, din București până la Vaslui. Românii asociau în continuare puterea cu a avea ce să mănânce, fie și oase. Vasluiul încă nu era în imaginarul colectiv al românilor ce a ajuns să fie după difuzarea știrilor care pedalau pe negativ. Nu știau decât vasluienii care era treaba cu Vasluiul. Încet, încet, însă, începeau să mai iasă la iveală lucruri. Iată o știre din 1 martie 1995. Un vasluian a ajuns în coma alcoolică la spitalul orășenesc din localitate, a băut de supărare fiindcă primul său născut, o fetiță, avea 6 degete la o mână. Filmele românești nu erau prea bune. Se urla mult. Toată lumea urla. Nu se înțelegea om cu om. Era un balamuc. Dar subiecte ar fi fost, ele fiind apoi exploatate strălucit de noul val românesc.
Îl știți, cel în care se mănâncă multă ciorbă și se iau premii la Cannes și la Berlin. Uite un caz care nu a ajuns film, deși ar fi meritat. La venirea primăverii, în anul 1995 în București, un cetățean a murit în tramvaiul 215 și cadavrul a fost plimbat ore în șir cu tramvaiul. Abia la capăt de linie și de zi s-a constatat decesul. Oamenii erau în general săraci, dar nu neapărat demni, cum era de exemplu o poștăriță de la oficiul poștal numărul 44 din București. Ce făcea ea? Viola corespondența fraților. Mii de scrisori violate, corespondența fiind apoi distrusă. Și de ce recurgea această poșteriță la gestul urât? Pentru timbre. Fura timbre și apoi le transforma în bani. Ăsta era nivelul. Dacă n-ați înțeles ce am zis mai înainte și nu știți ce este acela un timbru sau ce este aceea o scrisoare, aflați că pe vremuri nici e-mail nu aveau oamenii, doar instituțiile de stat. Așa că își trimiteau scrisori, cam cum se mai trimit acum facturi, dacă nu cumva vă vin direct în telefon. O să spuneți, stai moșule, că nu era chiar toată țara în depresie. Nu, nu era. E adevărat. Dar nici măcar securiștii nu erau la pensie de la 40 de ani, ca acum. Uite, un plutonier major de la SRI, Râmnicu Vâlcea, a încercat în martie 1995 să-și pună capăt zilelor, împreună cu soția. A detonat două grenade defensive, dar grenadele, fiind proaste, românești, n-au reușit să le facă niciun rău. Pe atunci, Adrian Porumboiu, cunoscutul miliardar pe partea agricolă, era încă în activitate ca arbitru de fotbal și îl elimina pe vârful Radu Niculescu de la FC Național, care înainte se numise Progresul, fiindcă își făcuse semnul Sfintei Cruci într-un meci cu Universitatea Craiova. Pe atunci era una singură, chiar în fieful oltenilor. Chiar și așa, optimismul nostru era indestructibil. Românii nu își pierdeau în niciun caz optimismul. Erau înaintea bulgarilor, a cehilor, a slovacilor, a sârbilor, a polonezilor, a ungurilor, chiar și în chestiunea aceasta. Erau optimiști că se va introduce economia de piață. Erau careva să zică plini de speranță. E drept, cu sănătatea nu stăteau prea bine, iar economia de piață se lăsa introdusă greu, fiindcă, uite, în curtea spitalului din Moldova Nouă se deschisese o stație de benzină, fiindcă bugetul alocat de stat pentru sănătate era prea mic. Așa că se vindea benzină, că benzina se căuta. 7% din încasări mergeau la finanțele spitalului. Gest frumos. Mai țineți minte când ne-am bucurat toți astă toamnă că a venit la noi în țară Elon Musk și s-a cazat la Castelul Bran? Ne-am bucurat degeaba că n-a venit. Dar s-a dat la televizor în primăvara lui 1995. Deci e adevărat, nu ne batem joc, a venit totuși Paco Rabanne, cunoscutul creator de modă. Și nu doar că a venit, dar chiar s-a cazat la Castelul Bran. Nu știm unde era și cu ce se ocupa pe atunci domnul Musk. Dar Paco Rabanne a fost la noi, ca să nu mai zică lumea că n-am cunoscut și noi bucuria vizitelor de peste hotare. Prin 1995 făcea furor filmul Interviu cu un vampir, cu al de Tom Cruise. Iar românii nu știau ce să facă și ei cu Dracula, că aveau legenda asta pe cap, dar nu știau cum să o exploateze. Așa că s-au gândit ei ce s-au gândit și au organizat primul congres mondial Dracula și l-au invitat pe Tom Cruise. Dar ăsta n-a ieșit, cum s-ar spune, din coșciug. Era rău. Credeți că acum o ducem rău? Aveți dreptate, o ducem și acum. Dar în 1995 era și mai rău. Se scumpeau detergenții străini. La Buzău plângea o icoană și veneau credincioșii cu miile să o consoleze. Și atenție, tot atunci a avut loc unul dintre primele atentate teroriste domestice din România. Și anume, o doamnă, pe nume Veta Borș, plătise un asasin să-i arunce soțul în aer. Și pe vremea aia noi nici măcar ProTV n-aveam să vedem totul la televizor. Nu știam de Busu, de Bebe Cotimanis, de Neti Sandu. Nu știam nimic, nici horoscopul nu-l aveam cum trebuie. Și mai era o modă pe atunci, indiferent că erai berbec sau fecioară, se purtau anunțurile că sunt bombe prin incinte. Toată ziua erau bombe, ba la aeroport, ba la școli, ba prin piețe, dar mai ales în instituțiile de învățământ, unde erau plasate toate bombele imaginare. Fiindcă veneau unii să caute bomba și să nu o găsească, dar nu se mai făceau ore. Dacă aveai lucrare la matematică și n-aveai chef să înveți la matematică, sunai și ziceai că e bombă. Și te trimiteau acasă și dacă aveai noroc, îl apucai pe Iosif Saba în reluare și ascultai vocea aia guturală și râdeai de ea că erai prea mic și prost să înțelegi că Iosif Saba era o somitate. De unde știu cum era? Păi dacă ai sunat să anunți că ai o bombă în școală, cum să fii? Chiar și la tribunal se dădeau anunțuri cu bombe. Nici nu se mai osteneau hoții să fugă în țări străine, în Costa Rica, în Madagascar, Grecia, Serbia, Italia.
Nu, se tot amânau procesele în baza anunțului cu bombă și apoi, firesc, se prescriau faptele. Nici acum 28 de ani, nici acum, nu era căldură în caloriferele bucureștenilor. Dar măcar acum, de când cu încălzirea globală, nu mai e zăpadă până la brâu pe 8 martie. E altceva. Politică și distracție non-stop. Românilor le plăcea mult politica. În martie 1995 au putut vedea ei pe micile lor ecrane că s-a făcut o alianță cam în contra naturii, așa. S-a numit Partida Națională. Se unise PRM-ul lui Vadim cu partidul lui Brătianu Cartof, un domn care era urmașul de sânge al brătienilor și miza ca semn electoral pe Cartof. Dar n-a avut viață lungă nici Partida Națională. Cercetătorii cercetau, neobostit cercetau, dar parcă i-a ascultat cineva? De pildă, cercetătorii germani constataseră încă din 1995 că aceia care își petrec weekendul privind la televizor lumea sunt iritați, obosiți și gândesc mai încet și se exprimă cu dificultate, ca premierul nostru Ciucă. Dar românii tot se uitau. Ceva drăguț, cules din presa vremii, un țăran din Germania, aveau și nemții țăranii lor, a păcălit întreaga lume jurând că i-a căzut un meteorit lângă casă. Obiectivul său era să apare o știre cu el la telejurnal. Fiindcă n-aveau TikTok pe atunci să exhibe pe acolo, oameni de pe toate meridianele făceau tot felul de gesturi, unele disperate. De pildă, unul a intrat cu mașina, o Dacia, în poarta televiziunii naționale, intrarea din Pangrati. De unde știm? Păi cum să nu știm dacă a scris în ziare însuși tânărul gazetar Moise Guran? El a dat de știre. A fost pe prima pagină în ziarul Evenimentul Zilei. Anul acesta, la o vârstă înaintată, s-a prăpădit îndrăgita Gina Lollobrigida, actrița italiană. Românii, dacă urmăreau presa, dacă priveau la televizor, care prelua deseori ce apărea în presa scrisă, care avea reporteri mai mulți și mai buni, puteau afla gândurile Lollobrigidei cu privire la premiile Oscar. Ei nu îi plăceau. Voia să fie interzise. Motivul era că îi detesta pe americani. V-am mai zis de cercetători? Încă de pe atunci apăreau știri cu britanicii, cei mai harnici dintre cercetători. Ei descoperiseră, nici mai mult, nici mai puțin, decât că primăvara apetitul sexual al femeilor era mult mai ridicat decât al bărbaților. Cam între 14 februarie și 8 martie, să nu-ți vină să crezi. Românii aveau preferații lor din țară. Ion Dolănescu, Florin Piersic, seniorul, Stella și Arșinel. Dar aveau și preferații lor de peste granițe, ca de pildă actorul Alain Delon, după care oftaseră generații de doamne și domnișoare. Bine, ele oftaseră și după Petre Roman, primul premier post-decembrist, căruia fetele de la APACA, o întreprindere comunistă, i-au dedicat nemuritoarele versuri: nu vrem bani, nu vrem valută, vrem ca Roman să ne... știți voi. Viziteze, să zicem. E, și Alain Delon ce făcea el în primăvara lui 95 la aproape 60 de ani? Trecea timpul. Sensura, își punea pirostriile. Dezamăgire mare printre fanele artistului. La televizor se dădea și muzică, emisiuni de specialitate, pentru tineret mai ales. Erau în vogă formațiile Rednecks, autorii nemuritorului șlagăr Cotton Eye Joe și celebrul duo Culture Beat, Mr. Vain. Rednecks le dădea românilor în primăvara aceea vestea îndelung așteptată, aveau să vină în concert la București. Și chiar aveau să vină, oameni serioși, americani-americani, dar nu i-am așteptat 40 de ani. Cei care au supraviețuit tranziție. Unele lucruri nu se schimbă niciodată. Așa se întâmplă că există români mediatizați și astăzi, așa cum erau și în deceniul 1990-2000. Să mergem acum în anul 1996, luna februarie. Pe cine găsim noi în vizorul mass media? Pe nimeni altul decât cunoscutul designer heterosexual Cătălin Botezatu, zis Bote, fost manechin la casa de modă condusă de Zina Dumitrescu. Și ce aflau românii despre Botezatu? Cităm de o primă pagină de ziar, știre reprodusă desigur și la televizor. După ce și-a falimentat amantul, Cătălin Botezatu a fugit din țară. El era combinat cu patronul restaurantelor Odobești și Transilvania, Alexandru Răducanu. Gest foarte urât. Nu chiar toate vedetele de atunci au supraviețuit tranziției și, dacă vă vine să credeți, n-apărea deloc la televizor Gigi Becali, cel mai mediatizat român din secolul 21,
ăsta e secolul, el a început să apară în noul mileniu, de când a pus mâna pe fostul club de fotbal al Armatei, Steaua. Până atunci stătea la el în Pipera, cu oile, cu bișnița, cu terenurile bișnițărite, dar cine a murit în 1999 nu l-a văzut, n-a auzit de el. Alt Gigi era atunci pe buzele tuturor, Gigi Kent. Dar de supraviețuit, n-a supraviețuit nici Gigi Kent. S-a prăpădit. Cei de o anumită vârstă și-l amintesc însă. Era un interlop dintr-o generație foarte cunoscută de interlopi, între care pot fi menționați Fane Căpățână, Fane Spoitoru sau, de ce nu, chiar frații Cămătaru, Nuțu și Sile. Așa, Gigi Kent, un interlop elegant, respectat, așa e în România, interlopii sunt respectați. Acesta obișnuia să înregistreze convorbirile telefonice din camerele hotelului Alpin, apoi să îi șantajeze pe cei care vorbeau vrute și nevrute. Așa făcea Gigi Kent. Pe partea socială, românii îndurau tot mai greu trecerea la democrație și capitalism, mai ales dacă erau din mediul rural. Începuseră să fie reflectate în media și realități precum aceasta. În februarie 1996, un țăran din Ilva Mică a bătut cu furca un polițist, dar și un executor judecătoresc. Și începuse puternic și traseismul politic. Ziaristul Cristian Tudor Popescu a impus termenul. CTP scria la Adevărul, dar apărea și la televizor. Apăruse la emisiunea lui Iosif Sava, îmbrăcat în training și încruntat. Și lumea l-a plăcut foarte mult. De pildă, primarul nouăzecist al Gălățenilor, unul Dubarcă, ajunsese deja în al cincilea partid în 4 ani. Să-i trăiască. Și, în general, se fura orice. Fuseseră prădate în iarna aceea a lui 1996 până și bursele studenților de la Facultatea de Comerț din București. Cât de nemernici să fie și hoții. Spre deosebire de ziua de azi, românii gustau mai mult știrile cu gândaci sau furnici din China. De pildă, le gâdila plăcut urechile informația că tocmai chinezii făcuseră o alifie din furnici, alifie care vindeca reumatismul. De altfel, românii au rămas fideli, până în ziua de astăzi, acelei micuțe creme chinezești, în cutiuță roșie, care în imaginarul colectiv al tramvaiului 16 din capitală, vindecă practic orice, de la crăpătură în călcâi, la cancerul de pancreas. Februarie 1996, înainte de schimbarea în bine. Era în continuare rău. De la știrile din sport putea afla informația că fotbaliștii de la formația moldavă Politehnica Iași primeau promisiunea fermă că vor primi câte un cauciuc de autoturism pentru fiecare gol marcat în returul campionatului. 4 goluri, aveai roți la mașină. Boierie. Acum noi vă spunem doar așa, ca aspect, dar vă spunem, apăruse moda măririlor de penis. Și despre asta se vorbea la televizor. Dacă sunteți curioși cât era o operație, costa 1,5 milioane de lei vechi, bani frumoși. Și știți unde se făcea pionierat pe tărâm românesc în așa ceva? La Bacău. Dar poate cea mai frumoasă știre cu români și televizoare e tot aceasta, tot din februarie 1996, și anume maestrul Gică Petrescu, dă-i cu șprițul până la zi, o beau, 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 era somat să-și plătească abonamentul la cablu, deși maestru nu avea abonament la cablu. Ieșise în presă să-și pună oful maestru, dar românii, prinși cu tranziția, nici nu plecau urechea la domnia sa. Și iată că s-a făcut anul 1999. N-a fost chiar așa de ușor, fiindcă românii, la fel ca restul muritorilor, erau și ei încredințați că vine sfârșitul lumii la 1 ianuarie 2000. Frumos, organizat. O apocalipsă serioasă, ca un ceasornicar elvețian. S-a dovedit a fi o apocalipsă neserioasă, fiindcă n-a venit pe 1 ianuarie 2000, dar nu se poate spune că nu s-a sfârșit totuși lumea. Lumea aceea, a anilor 90, a dispărut. Și mai trăiește astăzi doar în amintiri, în fotografii vechi, unele chiar color, în arhivele televiziunilor și ziarelor. Știți cine conducea guvernul României în decembrie 99? Muguri Sărescu, care conduce acum Banca Națională a României. De altfel, din prima secundă a tranziției până acum, Isărescu a condus ceva, îndeosebi BNR. Nici măcar Iliescu n-a reușit o asemenea frumoasă performanță. Numele de informator la securitatea lui Muguri Sărescu era Manole. Iată, un frumos omagiu meșterului cu același nume din cunoscuta legendă. Românii nu s-au temut să-i pună să-i conducă pe foștii securiști. Fricile românilor și plăcerea de a juca la bingo.
au fost câteva frici populare teribile în anii 90, mai ales după ce s-a dat serialul Twin Peaks la televizor, la televiziunea publică, bravo ei. Românii au început să fie înfricoșați de femei cu bușteni, de pitici care dansează, dar mai ales de ideea că ar putea veni și peste noi sataniștii să ne facă și să ne dreagă. Nu ajuta prea mult nici faptul că era la modă muzica rock. Tinerii își lăsau plete și dădeau din ele. Era frica asta de sataniști, de unde până unde, că n-aveam noi sataniști în țara noastră. Dar frica era. Apoi a mai fost un val îngrozitor de frică referitor la SIDA. Era vorba că gata, luăm toți HIV-SIDA și murim pe capete. Mai ales când s-a aflat și că a murit cantautorul Freddie Mercury, de la formația Queen. Nu te mai înțelegeai cu românii. Frica de SIDA pe toate drumurile și, desigur, stigmă, oprobiu, mai ales la adresa homosexualilor. Ce trăiseră americanii la New York la începutul anilor 80 ajungea și la noi un deceniu mai târziu, cam ca jocurile pe calculator. Se jucau și românii ce se jucaseră americanii cu 10 ani în urmă. Bun, și mai apăruseră și pedofilii. În decembrie 1999, la Suceava, bântuia un pedofil. Tot orașul era pus pe jar. Dar poate cel mai mult le plăcea românilor să joace la bingo. A triumfat într-o zi, de la sfârșitul lui 1999, electricianul Nelu Vasile Sandu. Acesta a anunțat în direct ce va face cu banii. Luase milionul de dolari, visul de aur al românilor, și anume A. Își va achita datoriile la întreținere și B. Nu va mai munci niciodată. Un lucru foarte frumos era că reporterii îi întrebau pe cei care ieșiseră din spuma tranziției și se conturaseră ca vedete, cantautoarea Daniela Gheorfi, omul de afaceri Pinalti și tot așa, cu cine ar vrea să petreacă revelionul. Opțiunea lui Gheorghe Ștefan Pinalti, de la Neamț, ulterior primar al localității tocmai în baza notorietății obținute la apariția la televizor, desigur mai înspre zilele noastre și pușcăriaș și bineînțeles eliberat condiționat înainte de termen, merită subliniată. Sapiosexualul Pinalti tângea după un revelion petrecut în compania doamnei Zoe Petre, istoric, pe atunci consilieră a președintelui Emil Constantinescu. Din păcate, între timp doamna Zoe Petre a plecat pe lumea cealaltă și nu credem că a apucat domnul Pinalti să petreacă vreo trecere dintre ani în compania domniei sale. Și uite așa trecem la droguri, păreri, porecle și nuri. Mai apăruse un flagel, astăzi e prăpăd cu el, drogurile. Pe atunci se procurau, dar nu chiar așa ușor ca acum. La televiziuni era înfierat drogul marihuana. Tinerii erau sfătuiți, somați chiar, să nu se spele pe dinți cu drogul marihuana, că nu le face bine. Și se făceau des sondaje de opinie. Românii iubeau să-și spună opinia, tot ca urmare a faptului că înainte de 89 nu conta decât opinia partidului unic. În opinia lor, la sfârșitul anilor 90, cel mai frumos politician rămânea Petrică Roman, iar cei mai harniși politicieni erau Iliescu și Băsescu. Hărnicia lui Băsescu se manifesta mai ales prin prezența la emisiuni televizate, unde era, cum se spune pe românește, tare în gură. Românii apreciau și ziceau că e harnic. Vine 1999 și ne apucă și nostalgia. Era încă la modă formația 3 Sud-Est, iar de la știri se putea afla că fratele lui Ilie Dumitrescu fusese arestat fiindcă achiziționase telefoane mobile cu dolari falși. Păcat că se ajunsese acolo. 1 decembrie, ziua noastră națională, dădea ProTV-ul fesuri cu sau fără moți pe care scria chiar ProTV. Era și ziua lor natală, nu zicea nimeni nimic. Politicienii mergeau, cum merg și acum, la Alba Iulia să onoreze unirea de la 1918. Președintele Emil Constantinescu era deja detestat de marea masă a populației și din televizor răzbătea tot mai des porecla pe care i-o găsiseră românii hâtri, țapul ispășitor. Și ca să se mai descrețească și frunțile, apăruse și la noi revista Playboy, care făcea ce știa ea să facă, publica îndeosebi nuri. A fost scandal mare că a pozat fără haine pe dânsa gimnasta Corina Ungureanu. Să vezi discuții și la televizor pe tema asta. Erau, cum au fost mereu, conservatori, dar și progresiști. Și ei se certau unii cu alții, practic pe orice temă. Câini vagabonzi, așa numiți maidanezi, manelele, cum trebuie trăită viața. Românii aveau totuși o consolare și nu se sfiau să o afișeze în mass media. Și anume, că la bulgari e și mai rău. Știrile de pe plan internațional. Săracii vameși bulgari erau obligați de două ori pe zi să declare, declarație scrisă, tot ce trebuie. Câți bani au în buzunarele nădragilor personali? Păi nu se putea altfel. Din pricină că puneau mâna și luau șpagă. Vă dați seama? Vameși bulgari.
Cine ar fi crezut? Pe ai noștri nu îi punea nimeni să-și declare conținutul buzunarelor. Funcționa, dar nu funcționa bine, după o lege de la începutul anilor 90 și Consiliul Național al Audiovizualului, CNA. Bine, el pe hârtie funcționează chiar și astăzi. Epoca bucătarilor necunoscuți. Începeau să prindă și sărbătorile de import, precum e Halloween-ul. Protipendada vremii prinsese și ea gustul dovleacului așternut în cap și sărbătorea la Clubul Diplomaților din capitală, nu exista Clubul Loft pe atunci. Dacă era vreun potențat mai fudul care voia să se vadă la televizor ca o garanție că ajunsese la succesul în viață, succesul în înțeles românesc de tranziție, se dădea și la televizor, sigur că da. Nu existau încă reality show-uri, show-uri cu bucătari și cu vedete fără ocupație izolați prin junglă sau alte meridiane, tădeai cu tunul și nu aflai vreun nume de bucătar sau frizer în spațiu public. Și mai aveau românii, așa, la nivel declarativ, o frică. Le era frică de un cutremur mare ca în 1977. Dar evident, nu făceau nimic. Prevenția nu a fost chiar punctul nostru forte în tranziție, cum nu e nici acum. Dar intrase în ei frica asta. Tot apărea un domn pe nume Hâncu, specialist în fizica pământului, apărea și avertiza că vine o zguduială mare de tot. În chestiunea calității vieții, ea era socotită în continuare după cântarul stomacului. Aveai ce să mănânci, era bine. Și trebuie să știți că în decembrie 1999 s-a ieftinit carnea de pasăre. În schimb, se scumpise gigacaloria. Turismul peste hotare nu era încă la modă. Nu vedeai la televizor informații despre city break-uri, fiindcă nu exista încă noțiunea pentru publicul larg. Te rugau companiile specializate cu excursii în spațiu Schengen, vă sună cunoscut, și degeaba. N-aveau clienți. La sfârșitul anilor 90, după un deceniu de guvernări răuvoitoare, ticăloase, hoațe sau pur și simplu incompetente, România ajunsese ca stat în pragul falimentului. Vă e dor de un platou de știri ca odinioară? Bine, să luăm o zi din decembrie 1999 la întâmplare. Avem așa. O taximetristă, focșăneană, a fost sugrumată cu o strună de chitară, un inginer clujean, care avusese probleme psihice grave anterior, își dădea foc în fața mamei sale, ultimele sale cuvinte fiind adio mami. Îngrozitoarele discriminări, homosexualii, romii, persoanele cu handicap. De ce v-am ales anume acest exemplu? Ca să vedeți că nu exista empatie față de persoanele cu probleme fizice sau psihice. Acestea, orice ar fi avut, erau denumite la grămadă handicapați. Se furau și pe atunci pădurile, dar la televizor se dădea doar informația că e criză de conifere și, pe cale de consecință, se scumpesc brazii de Crăciun. Apăruseră și proto-șaormeriile, proto-chebăbăriile. Știre, noiembrie 1999. La un motel din Sibiu, un bucătar turc fusese mătrășit pentru un kebab. Nu mai exista respect pentru cultură, mai ales pentru cea scrisă. Cu toate acestea, criticul literar Alex Ștefănescu se plângea că îi fusese subtilizat din domiciliu, proprietate personală, manuscrisul lungii sale lucrări, istoria contemporană a literaturii române. Una dintre cele mai frumoase imagini pe care le-am păstrat din anii tranziției a fost consemnată la un meeting CNSLR, Frăția. Pe vremea aceea existau chiar și sindicate. Era anul 1999, înainte de sfârșitul lumii. Muncitorii olteni de la Arlos Latina veniseră cu miile în capitală însoțiți de, țineți-vă bine, un uriaș penis de lemn, care a fost fluturat cu sârg sub geamurile Palatului Victoria. Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu? Fascinante erau, bineînțeles, dezbaterile politice, electorale. Oamenii politici erau cum erau, așa că și dezbaterile televizate spuneau o poveste. În 1990, la televiziunea publică, unde altundeva, s-au înfruntat țărănistul Rațiu, liberalul Câmpeanu și fesenistul Iliescu. A fost o dezbatere de idei peste media celor care au urmat. Ani mai târziu, Constantinescu a ajuns să se impună până la urmă în fața lui Iliescu și fiindcă i-a făcut acestuia zob imaginea în momentul în care l-a întrebat în direct la televizor dacă el, Iliescu, crede în Dumnezeu. Și Iliescu n-a zis că da. A zis o frază din aia de-a lui, din care rezulta că e liber cugetător. Românii, care își redescoperiseră după Revoluție și trăirea religioasă, n-au apreciat gestul. La sfârșitul anilor 90, primarul Bucureștiului era nimeni altul decât Viorel Lis, cunoscut ulterior în emisiuni, unde îl puneau să se îmbrace în Spider-Man și râdeau de el că e dependent de păcănele. Atât vrem să vă spunem. Cu ce slogan electoral a câștigat? N-ai cum să uiți clipurile electorale ale lui Lis și clipurile electorale în anii 90. Erau o feerie. Al lui Lis a fost
omul iscusist. Joc de cuvinte. V-ați prins? Febra reclamelor. Bun, românii se uitau la televizor nu doar ca să vadă filme artistice, seriale, emisiuni de toate felurile. Se uitau și ca să vadă reclame. Imediat după 1990 era o nebunie a consumului de reclame. Nu mai văzuseră așa reclame până atunci și capitalismul însemna și asta. V-am prins, vrăjitoarelor și alte vorbe celebre din publicitatea de odinioară. Dacă doriți să revedeți, vă mai spun doar că domnul Lis trăia și el cu o frică. Apăruseră în București primele toalete ecologice. Ele țineau de primărie și erau încuiate cu cheia, fiindcă primarul se temea că ele vor fi transformate în bordeluri. Iar acum, din nou, sport. Pe vremea aceea, cum spuneam, mai apăreau la știri chiar și alte echipe în afară de Steaua FCSB, ca de exemplu FC Argeș. Iată o știre din toamna-iarna lui 1999. FC Argeș intenționase, fără să reușească din păcate, să-l achiziționeze pe portarul Tene în schimbul unei cutii de viteze în 5 trepte. Din nou, în ceea ce privește reclamele de tot felul, la sfârșitul deceniului acela colorat, nebunesc, apăruseră reclame la telefoanele erotice. Oltence fierbinți, 898989. Nu prea vedeai la televizor 898989. Sunai de acasă, după ce vedeai anunțul în ziar, și te cocoșa factura la telefon. La fel ca homosexualii, cu lesbienele românii nu păreau să aibă mare lucru de împărțit, iar de non-binari nu se știa pe atunci. Mereu erau discriminați romii și persoanele cu handicap. Chiar și la anunțurile matrimoniale, prin gazete dădeai peste așa ceva. Tânără, senzuală, 20 de ani, ofer companie intimă la domiciliu. Exclus romii. Se apropia noul mileniu și se schimbau preferințele în chestiunea vedetelor, și pe parte bărbătească, și pe parte femeiască. La doamne și domnișoare apăreau preferate noi, adio doamnelor din muzica noastră ușoară, tot mai puțin apăreau Angela Similea, Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Margareta Păslaru. În schimb, românii și Ștefan Bănică Junior puseseră ochii pe televizatele Andreea Marin și Mihaela Rădulescu, sau pe cantautoarea Cătălina Grama, pe nume de scenă Jojo, care a ajuns și dânsa în Playboy la numărul 2, unde înainte apăruse la televizor la emisiuni pentru copii, ca să vedeți cum evoluau lucrurile. Cam așa stăteau lucrurile. Românii se uitau la telenovele, la Rosalinda, îi conducea azi Ciorbea, mâine Radu Vasile, la finanțe l-aveau pe Ciumara, care purta mustață, se concentrau pe politica internă. Știrile externe nu prea aveau priză la români, o altă moștenire a vechiului regim. Iar dintre știrile externe, cele mai gustate erau totuși cele cu vedetele deceniului. Michael Jackson, Madonna, Van Damme, Arnold. Și după apariția filmului de cinema Titanic, îl îndrăgeau și pe foarte tânărul Leonardo DiCaprio, de el fiind preocupat mai mult noua generație de femei ca de Petrica Roman în zorii lui 90. Cu televiziunea așadar, românii au avut trauma obzecistă, că n-aveau ce să vadă la televizor, că nu se dădea. Până și campionatul mondial de fotbal ajunsese să nu se dea. Trebuia să-ți faci antenă și să te uiți la bulgari. La ei vedeai chiar și un film artistic starea. La noi, doar Ceaușescu. După acel deceniu tulburător, în anii 90, România au ajuns la altă concluzie. Înainte n-aveai niciun program, acum ai destul, dar n-ai la ce să te uiți. Nu mai e calitate. Chiar și așa, fără calitate, se uitau. Apropo de campionatul mondial de fotbal, una dintre marile bucurii ale românilor în anii 90 a fost să-și urmărească echipa națională la 3 campionate mondiale de fotbal consecutiv. 1990, 1994, 1998 și două europene, 1996-2000. Totul televizat frumos, comentat la început de Cristian Țopescu, 1990-94, ca pe vremuri. Și apoi de vocile noii generații, din care s-a distins cea lui Emil Grădinescu. Oamenii cred de obicei că lumea a început deodată, complet nouă, în 1990. Nu e așa. Prăbușirea vechiului regim a durat și încă mai durează și în același timp au apărut forme de expresie noi, gusturi noi, imagini mai noi, mai tari și adeseori mai stupide. Din ciocnirea vechiului cu noul, din trecerea de la o formă de a trăi la alta, s-au născut spectaculoasele conflicte ale anilor 90. Iar din conflictele acestea, unele niciodată rezolvate, a ieșit România așa cum o cunoașteți astăzi. Televiziunea a fost și este o oglindă a felului cum arată o societate. Și dacă nu-ți place deloc ceea ce vezi, nu e suficient să închizi televizorul și gata. Societatea rămâne. Iar televiziunea influențează societatea pe care o oglindește. Lumea de astăzi este, printre multe altele, și copilul televiziunii de ieri.
Cam atât pentru astăzi. Le mulțumim din nou fraților de la OTP Bank și dacă doriți să aflați și mai multe informații despre subiectul ăsta, citiți Răzvan Teodorescu, cele 900 de zile ale manipulării, de la editura Tinerama, 1994, Pierre Albert André Jean Tudesc, Istoria radioteleviziunii, editura Institutul European, 2003, Alexandru Matei, O tribună captivantă, televiziune, ideologie, societate în România socialistă, 1965-1983, Curtea Veche, 2013. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!